Unde să mă duc? Eu tot așa-i, nu mai putem învia. Și de fapt, noi când venim aici, cântăm, predicăm, nu pentru ea neapărat, sau pentru mor neapărat. Pentru că el nu aude nimic, nu vede nimic, nu mai știe nimic. Noi cântăm și predicăm pentru cei care sunt vii, să alinăm durerea celor din familie, este adevărat, dar cel mai mare lucru este să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. Și când mai avea puțin să-și dea sufletul mâna Domnului și a chemat pe cei 10 copii și a început să le pună la cale pe fiecare, să răspundă la cel mai mare: ai grijă de frații tăi. Eu voi pleca din lumea aceasta, ai grijă, mamă, de frățiorii tăi cei mai mici. Și spun la revedere, ne vom întâlni în cer. La cel de-al doilea, la fel a zis: ascultă pe fratele tău mai mare și ai grijă de frățiorii tăi cei mai mici. Până la nouă, la fel a zis: la revedere, ne vom întâlni în cer, mamă. Țineți-vă credința sfântă, să nu-L întristați pe Dumnezeu. Că dacă cumva întristați pe Dumnezeu, nu ne mai întâlnim în cer. La al zecelea n-a putut să-i spună la revedere. I-a spus: mamă, ție nu pot să-mi spun la revedere, pentru că tu nu ai vrut să te pocăiești. Și ție spun adio. Pocăiești, te întâlnești cu familia ta. Te întâlnești cu el în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în cântarea asta,